pasajele din Biblie și miturile pomenesc de îngeri care au luat cu ei pământeni ca să vadă cerurile cu fel de fel de aparate zburătoare. Cercetători din toată lumea și-au pus întrebarea dacă nu cumva aceste relatări sunt ecouri ale întâlnirilor cu ozeneurile din antichitate. Ca dovezi au rămas picturi, obiecte, comunități de oameni cu trăsături aparte. Ideea că extratereștrii ne-au vizitat cândva este destul de populară. Nepământenii au intervenit în evoluția civilizației noastre prin modificări genetice, învățându-ne tehnologii necunoscute sau deplasând populații dintr-un continent în altul pe spinarea unor uriașe păsări de fier. Teoriile paleoastronauticii care susțin ipoteza intervenției extraterestre și-au găsit din ce în ce mai mulți adepți. 716 discuri de piatră. În 1938, arheologul Chi Putei a descoperit în munții Bayan Karaula, pe granița tibetană, un număr mare de schelete umane ciudate și 716 plăci de granit. Acestea sunt rotunde, de dimensiunile unui disc de pick-up, groase de 2 cm și au o gaură în centru, de unde pornesc în spirale spre margini șiruri de semne necunoscute. Pe baza vârstei fosilelor găsite în preajmă, vechimea plăcilor a fost estimată la 12.000 de ani. 20 de ani de cercetări. Scheletele au aspect umanoid și înălțimea medie de 1,30 metri. Craniul este uriaș în comparație cu restul scheletului. În decursul istoriei, regiunea Karaula nu a fost locuită. Pe pereții cavernelor sunt desenate ființe umane cu capul protejat de căști sferice și reprezentări ale unor corpuri cerești unite între ele prin linii punctate. Timp de 20 de ani, toate încercările de a da o interpretare viabilă urmelor materiale s-au ciocnit de imposibilitatea explicării originii discurilor de piatră. De-abia în 1962, profesorul Sum Um Nui a constatat că fiecare disc are o frecvență proprie de vibrație, ca și cum discurile ar fi fost supuse unor tensiuni foarte înalte. Tribul venit din cer. Dr. Zaitsev a dat o interpretare originală semnelor de pe discuri. El spune că în vechime, în regiunea respectivă, au avut loc două tentative de aterizare efectuate de două expediții cosmice, ambele soldate cu avarierea iremediabilă a navelor stelare. Componenții actualelor triburi Dropa și Ham, locuitori ai peșterilor din zonă, ar fi descendenții degenerați ai vechilor extratereștri. Ei au o legendă în care se povestește că strămoșii lor au ucis o mulțime de ființe coborâte din cer, respingătoare, cu pielea de un galben intens, care se mișcau foarte lent. Extratereștrii s-au stins treptat, înconjurați de o populație ostilă, lăsând în urma lor doar scheletele. Tot Zaitsev a descoperit în valea Fergana din apropiere o imagine pictată pe stâncă pe care a interpretat-o ca fiind a unui cosmonaut ținând în mâini un disc asemănător celor găsite la Bayan Karaula. Cosmonauți pe pereții peșterilor. Marele Zeu din Marte este o frescă pictată acum 6.000 de ani pe stâncile platoului Tassili din Algeria, în perioada când Sahara era o grădină fertilă. Alte picturi ilustrează ciudate personaje dotate cu echipament complex, combinezon, cască cu hublou, antene, tuburi și conducte cu gaz de respirat, instrumente cu destinații necunoscute. Într-un grup de oameni care plutesc în stare de imponderabilitate, apare o sferă înconjurată de 4 cercuri concentrice. Navele spațiale care abundă pe pereții stâncoși ai munților Tassili au reprezentate în partea anterioară jeturi de propulsie.
Desene similare se află și în alte locuri din lume. Val Camonica în Italia și Inyo Country, California. Fergana, Rusia și Kimberley, Australia. Zeii seamănă izbitor cu cei din Sahara. Ozeneurile și Fecioara Maria. Pictura Madonna și pruncul aflată în Palazzo Vecchio din Florența este atribuită lui Filippo Lippi, artist din secolul XV. Pe fundal se poate observa în spatele fecioarei un ozene survolând. Într-o altă pictură, o navă discoidală aruncă un jet luminos asupra unei clădiri. Tabloul datează din secolul XV și aparține pictorului Carlo Crivelli. În San Salvador a fost descoperită o tavă de argilă pe suprafața căreia sunt reprezentați oameni zburând pe deasupra palmierilor în strani vehicule din care țâșnesc flăcări și fum. În Zimbabwe pot fi văzute ruinele unei cetăți cu turnuri în interiorul cărora nu se poate pătrunde decât prin acoperiș. Legendele spun că aceste construcții erau locuințele oamenilor zburători. În apropiere au fost găsite statuete întruchipând oameni cu aripi de cărăbuși fixate pe omoplați. Legendele din Peru vorbesc de oameni care se deplasau prin aer așezați pe uriașe tăvi de aur. În amintirea zeilor zburători, mexicanii păstrează astăzi o tradiție specială. Legați de frânghii fixate pe circumferința unor roți ce se învârt orizontal în vârful unui stâlp înalt de 30 de metri, câțiva oameni zburători coboară încet spre sol, planând cu mișcări lente. Olmecii ne-au lăsat statui uriașe reprezentând capete umane cu fizionomie ciudată. Nas turtit, buze groase, ochi bulbucați. Bazaltul din care au fost sculptate a fost extras acum 4.000 de ani din cariere aflate la sute de kilometri depărtare. Blocurile de piatră au peste 20 de tone. Olmecii nu aveau nici care, nici atelaje. Câteva din aceste statui poartă căști de formă ciudată. Un personaj are chiar ochelari. Zei în costume spațiale. La Palenque, într-un mormânt, au fost găsite rămășițele unei persoane de rang înalt cu o anatomie complet diferită de a maiașilor. Sculptura de pe capacul sarcofagului amintește de imaginea unei nave spațiale contemporane. Pilotul ține în mâini niște pârghii, în fața ochilor are indicatoare și cadrane, iar în nas îi pătrunde o conductă, prefigurând o mască de oxigen. Are un combinezon modern. Din partea posterioară a navei iese un jet de gaze. Fuzelajul conic și motorul sunt și ele reprezentate în basorelief. În partea anterioară sunt plasați doi captatori solari care asigură sursa de energie a navei. Cosmodromul din câmpia Nazca. Candelabrul din Pisco este un desen lung de 297 de metri din Peru. Pare să fi fost construit aparent fără niciun scop. Însă brațul central indică platoul de la Nazca, aflat la 100 de kilometri depărtare. Uriașele figuri desenate au ridicat multe întrebări oamenilor de știință. Pelicanul și maimuța, animale necunoscute în zonă, șopârla, lama, păianjenul, păsările sunt late de 600 de metri și sunt vizibile abia de la 500 de metri înălțime. Cea mai avansată tehnologie a indienilor Nazca, la acea oră, nu depășea nivelul ceramicii grosolane de neolitic. Legendele locale vorbesc despre ființe supranaturale coborâte din cer. La Tarapacar, în Chile, există un desen care înfățișează o ființă umanoidă. Corp pătrat, picioare drepte, gât subțire pe care se sprijină un cap pătrat din care țâșnesc 12 antene.
Cei mai mulți interpreți ai desenelor spun că platoul Nazca conține un sistem de semnalizare complex pentru vehiculele din spațiu. Urmașii vizitatorilor de pe Sirius. Într-o așezare izolată din munți numită Guilong, trăiește o comunitate mică de localnici care au numai 63-95 de centimetri înălțime. Aceștia își spun Droza și susțin că strămoșii lor au venit de pe una din planetele constelației Sirius. La sosire, nava lor s-a izbit de un munte și s-a sfărâmat, iar cei mai mulți dintre astronauții de la bord au pierit. Cei ce s-au salvat s-au adaptat la condițiile de pe Pământ. Navele cosmice ale vechilor indieni. În literatura vedică din India se găsesc multe referiri la ciudate mașini zburătoare denumite Vimanas. În poemul epic Ramayana, Vimanas sunt descrise ca aparate cu două punți circulare, hublouri și un dom central. Decolau vertical, zburau cu viteza vântului, puteau să se oprească și să rămână imobile deasupra norilor. La sol erau adăpostite în hangare denumite Vimana Griha. Carburantul era un lichid alb asemănător mercurului. Vimana Nala Satra Mandala puteau părăsi sistemul solar și erau imense. Unele Vimana erau dotate cu arme Samhara, care induceau paralizia totală.